program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Ajung invitați cu greutate, până și Dora rămâne cu gura căscată. Wow! Mila Show! Wow! Bună seara! Salut! O, bună seara! Doamne, Dumnezeule! Pentru câteva clipe, tanti Ludmila a revenit în lumea poveștilor. Cândva tare, tare de mult, într-un sat a venit și s-a așezat cu traiul un înțelept bătrân. El tare, tare iubea pe copii. Și a trecut provocarea cu brio. Sunt fetiță, degețel, degețel, degețel. În prag de sărbători, artiștii devin mai smeriți și cu minți. Am avut un concert care m-a făcut să plâng chiar din scenă. Dar asta nu înseamnă că amânăm cutia Dorei. Rămâneți aproape! De data asta, bârfa zilei nu e doar o bârfă. Hai, da. Colinde, colinduțe, ora 8, tanti Dora! Tandor! Și ei! Vino, Marie-mi-te! Dă-i pe așa că mă grăghesc, mă, și vrei! Un ce grăghesc, vin în coasă și putem emisiunea! Dar cât e oara? 8! Uau, beculiță, maică! Arăt bine? Las cârlanul, zi-o-ți-i! Bună seara, stimați telespectatori! Vă rog să mă scuzați că am întârziat. Mă porăiem și eu la bucătărie ca o femeie gospodină. Bradul este, eu și frumos. Este. Așa. Mai bine eu le dădeam startul oamenilor. Care start? Apropo, ai văzut bradul? Care brad? Aș, din centru. E da, așa, așa, la e brad, parcă un ariș fără ași. O întâi, mă, să fii cu mătra mea, Raisa, bucru zic cu mătră Raie. Du-te, te rog, în popor, vel și se întâmplă cu bradul și ala și ala din cele mai bune imagini. Hai să vedem. Bârfa zilei, opa! Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. La începutul săptămânii, în Piața Marii Adunări Naționale, a fost inaugurat bradul de Crăciun. Pomul a costat 10.000 de lei și a fost tăiat de pe teritoriul unei foste grădinițe din sectorul Botanica. Inițial, primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, le-a promis tuturor un pom de Crăciun de 30 de metri, cum nu a mai văzut vreodată acest oraș. Însă din Ucraina, la Chișinău, a ajuns un brad care semăna mai degrabă cu o găină penită răspenită. Obrad frumos, obrad frumos, cu cetina tot verde. Subiectul a devenit viral și a împărțit internauții în două tabere. Cu toate că Silvia Radu a cumpărat un alt pom de Crăciun din banii proprii, spiritele nu s-au liniștit nici până astăzi. Chiar și renumitul interpret de peste Prut, Fuego, a schimbat denumirea piesei Împodobește mama bradul în Împodobește Silvia bradul. Împodobește Silvia bradul și nu te întrista. Plânge chiar și bulevardul de la fapta ta. Împodobește Silvia bradul și numai lacrima. Curge chiar până și fardul de pe fața mea. Dacă până acum Dorin Chirtoacă era de vină, se pare că de data aceasta e de vină bradul că a greșit Radu. Ups, adică invers. Asta a fost bârfa zilei, rămâneți în continuare cu Dora Show. Vă doresc ca fericirea să buhnească în fața dumneavoastră. Pe curând, la revedere! Doi, unu și... În grădina Radului trece și mama bradului, măi. Cu ochii negri lacrimând și brădusul podoghind, Silvia mami Silvica. Știți? Am ia s-a schimbat o lecție că situația. Chirtoacă-i de jină că Silvia-i bradul.
Silvica Ioca! Omul stragunat ca jucăriile! Salut, dragă și scumpa noastră primăriță! Bravo, ne bucurăm că ai inima mare și buzunarul triplu! Da, lasă, ini! Hai așa, asta aici vreau... Noi, capitalei, facem și întoarcem fila? Da, întoarcem fila, mergem mai departe! Și mai departe! Auzi, Janica, nu numai Silvia Bradu cu inimă mare, după cum bine știți, dragi telespectatori, am anunțat două emisiuni în urmă, că am lansat anul ăsta, o să fim aceștia mesagerii diasporei și o să încercăm să ajutăm familiile mai triste ca noi și, bineînțeles, cu o spart gheața nimeni altul decât Andrei Porubin și colegii din La Viranda. Haideți să vedem și ele mai... Haideți să vedem, unii s-au dus și pișinii au ajutat. Au făcut bine. Au făcut bine, bineînțeles. Așa. Văd. Proiectul Adoptă o bătrân a ajuns și în satul Cobâlea, raionul Șoldenești, datorită insistenței doamnei primar Angela Ababei, încă în iulie curent. Astfel, 20 din cei circa 200 de bătrâni cu vârsta de peste 75 de ani au beneficiat și beneficiază în continuare de pâine și în perioada rece a anului de lemne. E ca un dar de la Moș Crăciun. Proiectul Adoptă un bătrân a adus în viața sumbră și nevoioasă a oamenilor în etate din Cobâlea Șoldănești o rază de lumină. Din iulie curent, de două ori pe săptămână, 20 dintre ei primesc cu regularitate pâine, iar în perioada rece a anului, lemne pentru foc. Doamna primar de Cobâlea, Angela Ababei, precizează că pentru luna aceasta sunt alocați 5.200 de lei pentru a asigura cu câte 2 metri cub de lemne 4 bătrâni din sat, iar cei 2.400 de lei lunar predestinați pentru pâine înseamnă câte 120 de lei pentru fiecare din cei 20 de bătrâni. Nu e mult, dar vreau să zic că oamenii sunt mulțumiți de acest gest care îl fac băștenașii și este binevenit, pentru că noi de fapt am selectat vârstnicii care au cele mai mari nevoi. Bătrânii, chiar dacă nu înțeleg tot principiul de funcționare a proiectului, se bucură asemeni copiilor de aceste daruri și mulțumesc primăriei și donatorilor străini că s-au gândit la ei. Și blajin fiind, sunt gata să împartă din ce li se dă și altora. O persoană în etate ne-a zis: eu sunt foarte mulțumit de faptul că primesc această pâine, însă dacă este nevoie ca cineva să mai ia această pâine, eu aș fi de acord ca să cedez pe o lună, pentru două luni, ca să mai mergeți să mai duceți și altcuiva. La selectare beneficiarilor de lemne s-a luat în considerare vârsta trecută de 75 de ani, condițiile și starea socială. Natalia Jilavski are 78 de ani, de 31 de ani de când i-a murit soțul, ea îngrijește de una singură de fiica ei bolnavă de la naștere. Din ultimii bănuți, din pensie, și-a cumpărat vopsea ca să-și țină casa bătrânească îngrijită. Cei doi feciori a ei sunt plecați departe, unul l-a învățat, altul la Moscova, la muncă pentru a-și întreține familia. Proiectul Adoptă un bătrân a picat pentru ea la țanc. M-am bucurat. Tare mult, că așa cumpăram din pende și ține și casa și de mâncare și bine cumpăr și tot. Că copiii au fiecare familia lor și nu dovedesc și ei. Și greu la tot. Poți să crezi că Moș Crăciun există când tu uiți la ceea ce se întâmplă? Așa, câte o leacă? Cări de lemne, da. Mă bucur tare mult că ea, că tu m-ai gândit de lumea, poate din alte părți și printre pătrâni mei ușor. Axenia Molceanova are 85 de ani. Toată viața a lucrat în gospodăria sătească. De mai mult timp este total nevăzătoare ca urmare a unei operații nereușite de cataractă. Acum, din cele trei fiice, de ea mai îngrijește doar Tamara. Mai lucrez, o mai lăs în casă și mușeam mai... Bărbatul să mai duce în casă, mai uită un foc să-l aibă pe foc să nu îngheță de frig. Dar tătă iarna mă mai duc la curățit, mă duc la... și îngheț și eu de frig și mă tem și de dânsa că să nu șadă în casă să îngheță. Noi v-am adus niște lemne să vă încălziți. Niște oameni buni cu inimă mare de peste hotare ne-au ajutat ca să ajungă și la dumneavoastră lemne ca să aveți de foc pentru iarnă. Mulțumesc. Și mătușa Elena Doncilă locuiește de una singură. Singură se îngrijește și are frică să nu sufle în toiul iernii vântul prin crăpăturile formate în pereții casei. Căsoaia de alături stă să se ridice.
risipească. Mai are noroc de lucrătorul social care vine și o mai ajută. Bătrâna are 76 de ani și nu mai ține minte când a ieșit ultima dată din sat. Noi am găsit niște oameni buni, cu inimă și suflet mare, care lucrează peste hotarele țării noastre și au hotărât să ajute niște vârstnici care de fapt locuiesc mai mult singuri sau au probleme. Și iată că am ajuns și la casa Matale cu aceste lemne de foc care urmează să vă încălziți pe parcursul iernii. Gene, mulțumim! Foarte frumos! E greu să trăiești singurel, așa-i? E greu, dar le-am ce spate. Proiectul Adoptă un bătrân a fost lansat pe 15 mai curent de Tatiana Rusu Jizdan, specialist în pedagogie pământeanca noastră stabilită de 3 ani în Germania. Tatiana, care a și adoptat primii bătrâni din proiect, spune că nu și-a imaginat ca el să ia așa amploare. În prezent, în proiect sunt implicați 60 de donatori din Moldova, inclusiv 2 din România, care s-au împrăștiat prin lume. În Germania, America, Rusia, Israel, Anglia. Aceste persoane s-au angajat pe o perioadă nelimitată să asigure bătrânii nevoiași cu pâine, produse alimentare, medicamente și lemne de foc. În perioada de iarnă, lele sunt cumpărate pe banii adunați în cont pe site-ul caritate.md. Până acum am distribuit la 7 bătrâni și urmează mai distribui încă la 13, pentru total 20 de bătrâni din 8 sate, satele implicate în anume în proiectul Adoptă un bătrân, lemne în valoare de 32.000 de lei. Pe această cale aș vrea să mulțumesc tuturor celor care fac donații periodice, cei care susțin, cei care au încredere în mine, în noi toți, în echipa care lucrează și care au mărinimia și dorința de a face un bine pentru cei rămași acasă și anume pentru cei bătrâni care sunt neputincioși și nu au ajutorul nimănui. Spre finele anului 2017, proiectul Adoptă un bătrân însuma 161 de oameni în etate din 8 sate ale Republicii și el e în plină desfășurare. Chiar le mulțumim grupului Adoptă un bătrân că împreună cu ei am ajutat mai multe persoane în vârstnici și care au rămas singuri undeva prin Troiene, prin la nord, sudul Moldovei și ne-am ajutat, niște lemne am adus să aibă și să încălzească bătrâneța, dacă pot să zic așa. Noroc eu o pijănica că poate măcar eu m-a ajutat, mai să mă ajut când aș fi un bătrân sau nu. Dar pe de-amă ești, pe asta tot eu și fac de luni până vineri și chiar și sâmbătă până la 8, că eu acum mă odihnesc. Asta se numește Adoptă un bătrân? Janica, eu nu-s bătrân, încă eu încă sunt floarea vârstei. Te rog, eu vreau. Dar ce te duc pe lângă casă, pe sub casă și pe deasupra? Eu îl fac. Dar eu-s prințesă. Prințesă trebuie să șadă. Eu-s vedetă. Draga mea, sunt vedetele în ziua de azi. El șed și vine și neava, le face, le aduce, le dă, le dă-și o coligioară. Prima dată aud că ești. Dar știi că, apropo, Janica, nu mă întrerupi, te rog frumos, că-ți vari floarea de pe deget. Bine. Imagine, în luna decembrie și inclusiv vedetele noastre fac diferite evenimente pentru a ajuta oamenii mai triști ca noi. Și bineînțeles că am trimis o pe Andreiana și-o adus și ele mai frumoase momente și poate găsim, hop, 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 și coligioara este. A? Da, da. Așa, o, da. Aici? De sărbători, vedetele aleargă de la un concert la altul. Cu toate că evenimentele nu le mai încap în agenda, mondenii nu refuză niciun concert de caritate. Gheorghiță îi face plăcere să cânte gratis pentru o cauză nobilă. Povestea lui Vasilică Gonciar, băiatul bolnav de cancer, a sensibilizat-o pe interpretă, la fel ca și celelalte cazuri existente până acum. Pentru mine nu este pentru prima dată. Am mai avut multe concerte, iar pentru anul acesta am avut un concert care m-a făcut să plâng chiar din scenă. Am plâns atât de mult și atât de mult m-a marcat că după aia n-am mai dormit, cred că vreo câteva zile. Nici Nelly Ciobanu n-a rămas indiferentă. Cântăreața a recunoscut că nu-și găsește locul atunci când nu poate fi prezentă la acțiunile de caritate. Întotdeauna însă găsește o soluție și ajută, chiar dacă despre asta nimeni nu știe. Sunt omul care niciodată nu va striga în gura mare că am făcut-o, că am ajutat. Ori de câte ori au fost colegii mei cu diverse interviuri la
televiziunile noastre. Am evitat, ba chiar pe locuri, m-am și ferit de camerele de vedere, pentru că am zis așa, Dumnezeu când a dat, nu a stricat în gura mare. Aura s-a convins că dar din dar se face rai, atât pe scenă cât și după culise. Dar din dar se face rai, ești de acord cu Express? Absolut. Uite, chiar acum, venind la acest spectacol, ieșea Anelie Ciobanu pe ușă și m-a văzut și zice, la mulți ani, știu că a fost ziua ta de naștere și mi-a dat buchetul ei de flori din scenă. Zic, nu, nu, Nele, ăsta e al tău. Nu, 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 zice, ăsta e al tău deja. Așa că eu deja am flori. Membrii trupei Catarsis ne-au dat de înțeles că participă la concerte de binefacere tot anul împrejur. Nu mai țin cont câți oameni au ajutat cu vocea lor în 20 de ani de activitate, certe că nu le-ar ajunge o zi să le numere. Suntem unși de Dumnezeu în momentul când putem să ajutăm pe cineva. Și o facem cu mare drag de fiecare dată când suntem abordați, invitați. Da, chiar, bine, noi am început în 97 activitatea și atunci parcă nu se prea făceau astfel de spectacole. După 2000 încoace, în momentul când am fost telefonați, tot timpul am fost alături și am pus umărul. Indiferent de tematica evenimentului, artiștii întotdeauna încearcă să arate ca de pe copertă. Nona Marian s-a afișat verde ca primăvara și e sigură că n-a dat greș. Probabil nu se ajunge culoarea verde, că am trecut mai spre iarnă și tot așa e, nu știu cum, sur și... Partea de jos este cusută la comanda mea. Partea de sus am găsit-o undeva într-un magazin, nu mai țin minte exact unde, dar de câte ori îmbrac culoarea verde, de atâtea ori primesc foarte multe complimente. Nicu Țărna are toate șansele să se îmbogățească sau să se mai însoare odată. Interpretul a slăbit considerabil și e pur și simplu de nerecunoscut. Eu m-am săturat să dau explicații. Nu vreau. Există Google. Fiecare corp își are momentele lui mai frumoase, mai puțin frumoase. Eu am reușit și gata. Eu acum 5 ani. Eu acum 5 ani nu credeam că am să pot să fiu așa. Eu am reușit și nu trebuie să intereseze pe nimeni ce se întâmplă cu mine. Iubire, iubire! Vă zic cum ține microfonul. Poziții, unghi, 90 de grade, degetele, atitudine. Atitudine, corectitudine, prezență. Coloană vertebrală. Coloană. Nu ca tine, ții telecomanda asta, fac ții un șocălău. Eu sunt depresie, da. E, depresie. Hai, lasă, a vitaminosul și ești. Deci să trecem la poză, să vedem, să comentăm. Poate avem și o colijoară sau un tortișor. Așa, hai și poșoarele să apară. Cine dăm noi startul? Ia să mă uit eu. Mihai Budurin. Of, Catarsisul, eu Catarsis. Oh, de la inimă la inimă. Îmi place foarte mult cămașa. Nu-mi place cromatic, dacă sincer. Pantofii îți potrivesc tare bine cu cămeșul, că în afară de pantalonaș. Trebuie să iei o pereche de pantaloni negri, pentru că sunt 4-5 nuanțe sau schimb nuanța de la cămașă. Ești un fel de cafe. Spune și vrei, dar eu tot copilăria l-am iubit. La pantaloni trebuie un maro mai închis, înțelegi? Culoarea asta parcă e ideea asta. E bine așa, mie îmi place. Nici la deal și nici la vale, parcă e ideea asta de copil mistel, cum se cheamă. Foarte bine, pantaloni, camașa, cromat, mie îmi place. Alo! Dar de când ești specialist în modă? Dar mie el îmi place. Ți-mi place și mie, dar și mie el îmi place, dar nici chiar așa. Hai următorul, trecem. E ca poftim, mă întreși. Cine e următorul? Ia să vedem. Așa, dar dacă ești Catarsis 1, de ce nu și ești Catarsis 2? Ia, Ion Rață, mac. Mă căiesc ca mușa așa. Îmi place partea de sus. Cămeșuica, îmi place și sacoașul, pantofii și dacă nu greșesc eu îți blugi. Eu înțeleg că ai vrut să o dai pe un pic de casual, că amul la mod tot e casual. Te îmbraci și aiurea și casual. Trebuie să iei pantaloni la dungă sau un sacou din ăsta mai în carouri, mai florișeni și atunci era să înțeleg, dar așa nu înțeleg. Nu am nicio pretenție la Catarsis. Dar la cine ai pretenții tu? Bine. Eu nu mă referam la cântat. Jurica, dar poate duci și faci niște mâncare la Miuri. Este mâncare. Și mâncare este? Cârlănaș, la cuptoraș. Hai, mergi mai departe, cârlănașul tău, eu de cârlănaș. Așa, și următorul.
Iaca, bărbăței, am început numai cu bărbați, că ei îmi plac Nicu Țărn, îmi plac foarte mult papușii, bocănașii, așa parcă aș cum îi înfiec de asta, ca și cum o s-o lua culoarea, dar stari buni. Știi ca în povești, unde călca Nicu, acolo pământul se topea. Se topea și se desfăcea. Așa, dragii mei, vreau să vă zic că Nicu a slăbit considerabil și stă foarte bine și moldovenii ăștia, că altfel nu știu cum să le zic. Că dacă e gras, nu-i gine slăgească, că dacă o slăghi de și-o slăghit, că bate-i bolnav, bate nu știu ce. Uitați-vă și bărbat frumos. Da. Ce înseamnă oare asta? Și nu știu, dar arăt și eu. Asta e bine. Și ce îmi plac, nu-mi place numai ața asta neagră de aici, nu știu ce acolo, crușilița sau ai vreun medalion ceva. Îmi place și inelușul. E bun, bravo. Mergem mai dar departe. Dar eu observ că-s vedete grele acum. Dar puteți-s grele, dar care sunt ușoare pentru tine? Nu-s. Așa, aura, iau-ți pantofi ca așa mei. Da. Îi vezi? Vă leu pantalonașii ăștia și îmi plac și o cămeșuică. Așa, dacă pot să zic, e foarte, foarte tematică. Parcă sunt niște jucării, dar îmi place cum ai asortat pantofii cu pantalonii. Cămașa asta bordo. Apropo, în decembrie purtați bordo și cât mai mult paiete, clochete, monete, fofete. Îmi place și părul, îmi place și de la gât accesoriul ăsta. E bunișor, bravo, este, este contact, e bun. Hai să mergem mai departe. Așa, cine la noi? O, Nona Marian, draga mea Nona Marian, îmi plac și cămașa foarte mult, îmi plac pantalonii foarte mult, dar împreună s-a primit o cașă, colibă, nu știu cum ți zic. Brad. Nu-mi place, că nu, se vede că și brad, brad. Dar n-are stea în frunte, care brad? Da, așa, asta e drept. Îmi place foarte mult bluzița, trebuie să o combini cu covelii de pantaloni bordo sau covelii de pantaloni negri sau invers. Că e verde, e verde și am combinat, verdele cu verdele, fundal, dar în schimb e frumos, fundal tot verde. Pantofii bine că nu se văd, de pantaloni un pic mai lungi să fie, unghiile îmi plac. Și trebuie ceva aici, o jucărie, o ghirlandă, ceva frumos să lumineze în zona fericirii. Hai să mergem mai departe. Sigur. Așa, cine-i? Oh, Neli Ciobanu. Of, ia ca, uitați-vă, măi, rochi. Dă-te un ochi așa, ei? E cât de cât bărbat, cred că e o sinie. Dragii mei, ia ca, amuia spoate, spurtăm rochii lungă, spălăm scena, pentru că pe scenă spoate, nu la evenimente din astea, că mergi prin glot. Bravo, rochia lungă aici se iartă și îmi place foarte mult decolteul. Ca și cum noi vedem ceva, dacă și cum noi nu vedem nimic, îmi place că e paieti și e neagră. Tare mă bucur că n-ai pus nic roșu, unghii roșii, cerșei. Și colijoara noastră se duce la iagă și slăcini. Te recomandă, ești tu, așa e. Așa, o piruetă, pa! Și... Neli Ciobanu este una dintre cele mai stilate interprete. Rar se întâmplă ca artista să calce pe bec. Totuși, în această săptămână, cutia Dorei o va deschide chiar ea. Haideți să vedem ce este înăuntru. Pedaluri peste voi, duce vântul hora. Dora a venit cu o surpriză pentru dumneavoastră, doamnă Ciobanu. Vă rog să o țineți, nu este... Este grea, ușoară? E destul de greluț, să presupunem că este ceva mai mult decât... o farfurie. Se pare că este tot un... Cum ați fi reacționat dacă aici ar fi coliva? Nicicum. Nicicum. Ori tortă, ori coliva. Deși, dacă sincer, eu sunt persoana care întotdeauna sunt foarte și foarte grijulie și atentă la felul cum arăt în scenă sau la diverse evenimente. Și cred că ar fi stupid din partea voastră să-mi dați ceva mai puțin decât un tort cu cireașă, pentru că, de ce nu, merit. Dumneavoastră ridicați capacul la 3, 2, 1! Așa. Este... Cireșică. Ești cireașa de întregor, ești iubirea ce opor. Mulțumesc frumos, este o surpriză plăcută, de ce nu, recunosc. Mulțumesc, Dora. Ești foarte drăguță. Se pare că Dora voastră s-a îndrăgostit. Pentru că în ultima vreme cam numai cireșele tot vedem pe la emisiunea voastră. Dora mai mult este un personaj foarte interesant, foarte drăguț, gândit, bine pus la punct. Atâta, doar că i-aș schimba un piculeț
Cofură. Sfeteta mea, s-ar de cine mă, și mai vrăji cumva, cu acești meu se coa. Cine are grijă de garderoba dumneavoastră dacă apelați la stiliști pentru a arăta din ce în ce mai bine de fiecare dată? Apelez și întotdeauna îl voi susține pe al nostru. Deci tot ce ține de producătorul autohton, pentru că consider că și la noi oamenii sunt destul de capabili și talentați să facă diverse vestimentații frumoase, atât pentru oamenii de rând, atât și pentru, cât și pentru artiști. Ce mesaj vreți să-i transmiteți Dorei? Dacă tot m-ați prins în prag de sărbători, de iarnă, vreau să-i spun și să-i urez la mulți ani, să-i doresc tot binele din lume, încununat cu multă sănătate, cu multă dragoste, armonie, bunăstare și, bineînțeles, cu realizări cât mai frumoase pe plan profesional, cu mulți artiști interesanți și frumoși la ea în emisiune. Of, mulțumesc, draga mea, și ții felicitări și sărbători fericite. Ia ca, cine merită, merită. Dar voi știți ce meritați, dragii și scumpii mei telespectatori. Hai, vă rog, rugați-mă să zic cuvântul magic. Rugați-mă frumos. Așa, 3, 2, 1 și publicitate. Tanti Dorica Show, Tanti Dorica Show. Luțesc! Lumea vedetelor la Tanti Dorica Show. Tu. Gata, am înțeles și nimic la mine în emisiune. Da, înțeles. Dragii mei, vreau să o invit aici la mine în căscioara mea umilă, frumoasă, dar călduroasă, pe Tanti Ludmila Show, o prezență răvășitoare. Wow! Mila Show. Wow! Bună seara. Salut. Oh, bună seara. Doamne, Dumnezeule. Vrei să zici că s-a mântuit? E ca în carne și oase, tantele de mila, eu era hitcut și mă uitam la fă cunoștință și Janica mie, da? Nepoțica. Eu mă scutat toți poveștile matale cât eram micuț. Și eu am ascultat și eu țin minte cât tare îmi rogam, zic, Doamne, zic, poate a dat Dumnezeu să ajung și eu scânt un fiind și el sau ceva. Dar nu ne-a reușit. Tu ascultai poveștile tot când erai micuț? Când erai eu, da, când erai micuț. Păi și atunci eu de când, soare? De când nu au apărut poveștile. Tati Ludmila e de când nu au apărut poveștile, draga mea. Eu adus povestea în Moldova. Cum? O adus povestea în Moldova. Da, vă rog să vă așezați pe fotolioașul. Aici? Meu. Da, da, da. Mulțumesc, dragii mei. Doamna, ce frumos e la voi aici. Mulțumesc. Covor, moldovenesc. Dar suntem din Moldova. Ia, brăduțul, exact. Vă place? Acesta e brăduțul. Da. Asta e rost de chinezască, dar știți, la țară. Bunica mea, la bunica mea, când eram eu mică, tot era o floare de genul ăsta, oleandră, dacă nu greșesc. Da, oleandră, ieși. Și juca rol de pomul de Crăciun. Da, dar și să cheltuim bani. Știți, la mini, la mini pensia, e mai mițică. Tu nu mai cumpăr brad, lasă și... Dora, ei, și dacă ai zis că eu am apărut de când a apărut povestea, cum era să vin eu la voi fără o poveste? Super! E ora 20 seara, deci e timpul... O poveste de noapte sau de zi? Păi, povestea de seară. Povestea de seară. Până la noapte mai este. Dragi poate va fi și cea de noapte. Dragi telespectatori, vă rog foarte mult să vă ciuliți urechiușele, fiți foarte atenți, bunghiți la micile ecrane, pentru că tanti Ludmila o să-mi spună o poveste. Dragii mei, uitați-vă, eu am venit cu trăistuța mea cu surprize. Oh. Da? Așa obișnuiesc eu să vin în ultimul timp la oamenii care tare, tare mi-s dragi. Mulțumesc tare mult, ai văzut? Da. Ești rasă, bă, bă, tu frumos și bă-ți comod. Dar surpriza întotdeauna este însoțită de poveste. Aha. Așadar, mai întâi povestea. Bine. Așezați-vă cât mai comod și ascultați. Vocea asta, Doamne, scuze-mă că vă întrerupe. Vocea asta care ne-a înlina copilăria mea. Deci, dragii mei, cândva tare, tare de mult, într-un sat a venit și s-a așezat cu traiul un înțelept bătrân. El tare, tare iubea pe copii. Mai mult decât atât, petrecea cu ei mai tot timpul și îi plăcea să-i bucure. Dar de fiecare dată le dăruia jucării foarte fragile. Copiii tare se străduiau, erau atenți, dar jucăriile oricum se stricau. După un timp, înțeleptul iar le dăruia, dar jucării și mai fragile. Copiii aveau mare, mare, mare grijă, dar jucăriile iar se stricau și ei plângeau. Și atunci, părinții au venit la înțelept și au zis: om bun, știu că îi iubești pe copii,
Știm că le dorești doar binele, dar de ce le dăruiești jucării atât de fragile? Copiii tari se străduie, dar jucăriile se strică și ei plâng. Și atunci înțeleptul s-a uitat la ei, a zâmbit și a zis: dragii mei, o să treacă foarte puțin timp și cineva le va dărui inima sa. Eu tare vreau ca ei să știe să aibă mare, mare grijă de acest neprețuit dar. O, Doamne, nici n-ai visat vreodată să șepi divan cu Jenica mie și să ascultăm povești. Dora, acum eu vreau să-ți dăruiesc la fel un cadou foarte, foarte fragil. Uai, ia uite! Vă, leu, și să nu strâng, nu cumva e din zapadă. Și dacă tu... Și asta-s eu! Atent, atent! Și dacă tu să reușești să ai grijă de acest glob, înseamnă că sigur îl vei face fericit pe orice om care ți va dărui inima. Oh, eu propun să punem în Piața Mare Adunări Naționale. Din bradul Silinica. Ai și un mesaj de la mine. Așa, dragă Dora Crăciun, fericit din suflet, de la tati Ludmila. Dragii mei, mulțumesc, tari, dar eu n-am vrut să vă fac să plângeți. E, dar plâng de emoții. Asta-i să lacrimi din fericire, era nimic, o secundă, era nimic. Eram cu muși la nas, dar mă uitam. Eu cred că e prima dată când la Dora Show se plânge. Da, apropo, spune-mi, te rog frumos, când erai așa mai micuță, din vârsta lui Jenica, copilaș, care era cadou preferat la Moș Crăciun? Da. La mămica, să n-audeam el. Sau de atât. Care-s cadouri și ele mai emoționate? De la Moșul. De la Moș Crăciun? Stai să-ți spun, deci mama întotdeauna îi șoptea lui Moș Crăciun să-mi dea câte o păpușă. Da, eram fetiță, e logic. Așa și eu, păpușele. Dar era serbare, da, la școală, pentru că părinții mei erau învățători. Și iată că eu am zis poezia și Moș Crăciun vine să-mi aducă păpușa aia mare, frumoasă, dar într-un colț pe o masă era un tort din ciocolată. Pe vremea sovietică se făceau niște torturi din ciocolată și deasupra, ca și decor, era o vioară din ciocolată. Și eu i-am zis lui Moș Crăciun că nu-mi trebuie păpușă, vreau vioara de ciocolată. Ia că vezi? E vrea contrabas, dar contrabasul e mare. Du-te din... Da, vrea iepuraș de ciocolată. Da. Draga mea Ludmila, dacă tot ne-am adus aminte de copilărie și vreau să vă zic cu mâna pe inimă că dumneavoastră, pe o mare parte, generația mea, lui Jenica, câți bani în urmă ne-ați dus în lumea poveștilor? V-am dus? Da, ne-ați dus în lumea poveștilor și așteptam ca niște... Și mai sunteți acolo. Mai suntem încă acolo. Și, dragii mei, am provocat-o pe tanti Ludmila să ne întoarcem la acea perioadă, la acele povești de altă dată. Și zici, Jenica. Și iarăși să ne spună povești. Dar, de data asta, cu o păpușă adevărată. Asta, suntem gata? Oh, 3, 2, Doamne. 1, start provocare. Bună ziua, dragii și scumpii mei, vreau să vă zic o chestie importantă. Invitata din această săptămână, pe o mare parte din moldoveni, ne-a dus în lumea poveștilor. Și nu o să fie nimeni alta decât tanti Ludmila. O așteptăm, dar cum o să înghețăm, dar și să facem. Tanti Ludmila! Extraordinar, salut! Ce mai faci? Doamna Dora, ești așa stilată. Prin anii 80-90, copiii din toată țara adormeau cu poveștile Ludmilei Bălan. Renumita prezentatoare a apărut pentru prima dată în fața picilor în 1987. Cu 6 ani mai târziu, tanti Ludmila lansează Căsuța cu povești și alături de alte personaje reușește să țină aproape de televizoare sute de mii de oameni. Un alt proiect memorabil al lui tanti Ludmila este show-ul cu același nume, relansat în 2002. Să nu ne strici coafiurile. Iată, nu în zadar suntem aici în fața teatrului Guguț. Dar știți de ce? De ce? Pentru că dumneavoastră, pe o mare parte din noi, când eram mici, cu aia așa copchilaș miteiuț, ne-ați dus în lumea poveștilor. Și astăzi, eu, adică doamna Dora, vă provoacă să ne întoarcem în lumea
copilor! Haide-mi! Am niște emoții! Da, chiar îți mulțumesc că m-ai adus în lumea poveștilor. Muzica asta exact mi-a adus aminte din povestea de seară. Țineți minte că sunt cu povești? Eu dacă țin minte? Da. Casa mea e cu povești. Bună ziua! Deci eu ție ca nu te mic, nu te mănânc! Bună ziua, Gabi! Bună ziua! Noi am îndrăznit să scălcăm în taina poveștilor. Am să te rog ceva. Ia înghicește și... Vrei să te faci actriță? Nu, altceva. Vreți să vă apucați să montați alt spectacol? Nu, vrem împreună cu tanti Ludmila să revenim în poveștile de altă dată. Wow! Ba, de acord, foarte frumos, dar pot să propun și eu ceva? Da! Toată lumea știe că tante Ludmila ne povestea poveștile, da? Da! Așa a fost. Acum ce-ar fi dacă îi dăm o păpușă mână? Wow! Wow! Deci asta e foarte complicat, e o provocare foarte complicată pentru mine. Eu într-adevăr am spus povești toată viața mea, dar am avut ajutori. Dacă tot mi-a dat Dumnezeu și mie posibilitatea să învăț alți păpușari, a care abia vin după băncile liceului, eu sunt sigur cu profesioniștii, ne descurcăm de minune. Lucica, avem o veste bună pentru tine. Doamna director a spus că astăzi ai zi liberă, plătită, pentru că degețica o să fie, cine? Tante Ludmila. Eu cred că să-i dai viață unei păpuși e foarte complicat, pentru că trebuie să faci atât de natural lucrul ăsta, încât să te creadă și copiii și pentru adulții. Copiii sunt cei mai sinceri din public. Ii văd când păpușica, ca și cum e jii, dar e nu-i jii. Gata la lucru! Wow! Ce frumoasă e lumea! Atâția prieteni am, toți fluturașii, toate păsările, toate animăluțele. Vai, ce fetiță minunată! Sunt fetiță degețel, 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 și cânt ca un clopoțel, tri-li-li-li-la-la. Tare comod! Așa e de comod, Gabi, nici nu ți imaginez. Dacă stai așa jumătate de oră... Nu, 45 de minute. 45 de minute așa stai? Dacă așa durează un spectacol. Poc! Wow, ce fată mișto! Dar cine ești? Sunt prințul balților, de azi vei fi soția mea. În niciun caz, mie nu-mi place să locuiesc în baltă, aici e întuneric și miroase urât. E, tanti Ludmila, m-ați făcut să plâng! Spune, da, spune-ți cinstit. O-s complicat să... Sunt sufletit pe păpșica asta. Sincer, foarte complicat. Eu nici nu m-am așteptat. Deci... Tu te grăbești, nu mi-ai dat voie să fac duble. Eu nu știu ce ai ieșit. Eu nu știu, eu cred că nu m-am descurcat. Pentru că... Eu sunt sigur, dragi telespectatori, mai ales copilașii, s-au uitat și abia așteaptă să reveniți la povestea de seară. Sunteți de acord sau nu? Eu sunt de acord, dragii mei. Eu tot duc dorul poveștilor. Tot. Și atunci când am ocazia, întotdeauna spun povești. Acum, pentru că sunt invitată mai mult în emisiuni pentru adulți, pentru maturi, le spun și lor povești. Dar da, poveștile nu se găsa altfel, gata, aici nu filma povestilor. Aici, cameramanul a vrut să filmeze chiar toate momentele noastre. Draga mea Ludmila, spune sincer, cum a fost experiența cu păpșica și ea dilem? Of, ce provocare ai născut pentru mine. Chiar a fost complicat, îți jur că a fost complicat, pentru că trebuie să faci atâtea lucruri în același timp. Și să ai grijă de plastica eroului, da, păpușii, și de voce, și de atmosferă. Prea multe. Deci trebuie să faci multe repetiții ca să-ți iasă o chestie de asta. Și oricum tu nu mai lăsați să fac nici duble. Nu știu. Da, la mine dorica mea, adică eu, așa. Acum, din prima am făcut și am arătat.
Draga mea, vreau să zic o chestie importantă. Tanti Ludmila, când s-a jucat cu păpușa, zice că parcă a făcut fitness. Exact, exact, da, da, da. Pentru că trebuia să țin mâna mereu așa, da. De altfel, dacă o lăsam în jos, păpușa se uita în pod. Și striga regizoarea Gabi, mâna, mâna, și cum să stai tot timpul așa cu mâna? Deci e mai are un efect mai mare decât la fitness, vă spun eu. Și mai ales că trebuie să apară păpușa aia și dispare, apară și dispare și faci permanent așezări. Sub paravan, deasupra paravanului. Exact. Cu o mână stai în sus, cu alta gesticulezi mână, da, în locul păpușii. Așa că, dragii mei, este foarte greu să fii păpușar. Eu cred că e una dintre cele mai grele profesii. Da. Mi-e tare, tare curios. Eu vreau să vă întreb, sunteți așa de frumoase. Vă țin minte de când eu eram mititică și de-a mea că eu sunt mare și parcă și țâța mi-a crescut. Dar, dumneavoastră, sunteți așa frumoasă, ați rămas. Vreau să vă întreb, dacă mergeți la sală și faceți, cum vă mențineți în formă? Sunt sigur că mulți telespectatoare de-a noastră se uită și invidiază. Ia uitați-vă și corp frumos, uitați-vă și prezență. Care-i secretul frumuseții? Spuneți-l. Of, Doamne, Jana, eu cred că tu nu ai nevoie de sală. Ție ți-a crescut tot ce trebuie să crească. Ce arăți minunat. Dar ca să te menții, da, cred că n-ar fi rău. Eu merg la sală, dar nu foarte des. Și în not. Aha. De fapt, ăsta e sportul principal pe care îl fac. Draga mea. Da, să spun eu. Hai, spune! Eu am fost în oraș și am întrebat oamenii cum se menține toată frumusețea asta și ele mi-au spus mai secrete din bucătăria lor și vreau să vă invit să vă uitați la ecran. Este? Da. Wow. Așa. M-ați intrigat. Op. Ce părere aveți despre fraza viață fără bătrânețe, tinerețe fără bătrânețe și bătrânețe fără tinerețe? Ce faceți de sunteți atât de frumos? Ce fac? Nici nu știu. Simplu trăiesc. E foarte bine urzica, care ia întărește părul, așa brusturile, care îți face tincturi, uleiuri din rădăcină de măcieș. Chiar se poate de făcut, se face unele măști pe seară, se face cu ou, cu miere de albini. Sex bomb, sex bomb, yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give a sex bomb, sex bomb. Maionez în păr nu pun, am pus chefir. Așa. Și pe față pun pepeni și smântână câteodată mai fac, dar așa mă prie. Și iubești tămășelă și iubești și fața. Așa am învățat o bunicuță de-a mea încă. Așa. Smântânică iubești. Pune smântânică, iubești o căpșună. Pune o căpșună. Așa. Bărbații, cum se mențin veșnic frumoși? Viața e grea. Cărniță eu recomandez, altceva nimic. Mai mult cărniță și totul va fi bine. Сутра просыпается, идет в ванну и наводит марафет. Часик времени, и она красивая с утра. Что она делает час в ванной? Вы меня спрашиваете. Ce cumpără femeile de la dumneavoastră să baje pe dânsă și să fie mereu frumoase? Ulei. De casă, ulei presat la rind. Munca și iar munca. Munca și o alimentație corect. Și să cercetez cuvântul Domnului, pentru cuvântul Domnului de sănătate și putere. Așa, și înțelepciune. Așa e, Domnule. Înțelepciunea vine de sus. Молодею. А как вы молодеете? Вот так, хочу и молодею. Говорю, волосы будьте хорошими, зубы будьте крепкими. Чищу зубы и говорю об этом. Ага, надо с ними говорить. Да, конечно. Я
și ieri stai o iarnă, uh-huh, la minus 20, uh-huh, dimineață pânsara. Și ești frumoasă ta în împrejur. Rămășiță de la cacao, cafea. Aha. Și încă ce? Cam asta. Dar cafea unde se folosește? Pe față? Și pe față și tot corpul. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman. Mască naturală. Nu mi-am făcut, adică am încercat odată cu un fel de mască cu ochi, nu știu ce, și miroase păros, n-am mai făcut. Самое правильное, мне кажется, это вообще ничем не пользоваться. Женика, respect tot ce... Dar nu chiar să-ți spun oamenii, Mihai, tantele mele, când vă rog, secret, vă rog să-mi spuneți, care secret l-ați folosit? Păi, din toate astea... Zaz de caramieri, ce mai era acolo? Smântână, chifir, ulei. Am stat în frig, cred că e unicul lucru pe care... Eu, eu iarnă așa de frig sau mă bag în frigidier și acolo mă păstrez. Exact, exact. Cea mai bună metodă, ne băgăm în frigider. Eu vreau... Du-te de aici. Conștiu. Hai, gata. Ai lucrat la lucru, la plăcare? Lasă-o pe Jeana în pace, de ce am luat? Eu să-ți spun amul de și... Poveștea am spus, au rămas, cântăm, mâncăm, ne culcăm și ducem acasă. Vrei o colindă? Vreau o colindă. Ia ca microfon. Ok. O colindă și o hăitură. O colindă? Jenica la dans! Într-un singur cântec. Așa. Țineți microfonul. O să vă uitați aici. Ia ca microfonul, așa, așa, el e... Parcă-i pornit, e bun. Deci, am înțeles că la tine asta e proba de karaoke? Da, sigur. Wow, wow, wow. Jeanica, vin la dans, mami. Jeana, vine anul nou! Haide, haide, că încep sărbătorile de iarnă. Cântăm! Da? Eu cred că toți știți acest cântec, da? Toată lumea cântă. Bucurie pentru toți copiii. De Crăciun bunelul a tăiat purcel. Sărbătorile de iarnă. Să știi că nu ești singur. De anul nou ceasul bate din don. Împreună lângă pom, cu multă străduință, pune-ți o dorință. Sărbătorile de iarnă. Vreau zăpadă multă în jur, chiar în noapte de Crăciun. Cele rele să se spele, să uităm acum de ele. Pețe multe, luminoase, să întâlnim la voi în casă. Dacă iubim, lumea va fi o poveste în anul nou, dacă dorim. Îmi plac sărbătorile iarna, colindăm și vă tăim. Lumea devine o poveste, linge cu sâmbete, vrem să iubim. Ca o taină mare, steaua strălucește și lumivesește că vine anul nou, toată lumea în mișcare. Sărbătorile de iarnă. Moș Crăciun cu plete d'albe, încotro vrei s-o apuci. Ți-am cântat florile d'albe, un cadou vreau să-mi aduci. Am o singură dorință. Dragi telespectatori, vă pupăm, vă iubim, alături de noi o Constantin Lucila, Jenica, vă dorim sărbători de ieșit, vă iubim, ne vedem sâmbătă seara, la o! Hei, ho, hei, ho, vine anul nou. Ninge cu zâmbet în seara de Crăciun, dacă iubim, lumea va fi o poveste în anul nou, dacă dorim. Îmi plac sărbătorile iarna, colindăm și vă tăim. Lumea devine o poveste, ninge cu zâmbete, vrem să iubim. Ninge cu zâmbete în seara de Crăciun, dacă iubim. Lumea va fi o poveste în anul nou, dacă dorim. Îmi plac sărbătorile iarna.